Păi maică mea era obsedată cu munca. Deci totul era subordonat, dacă vrei, atelierului. Venirii ei și muncii ei în atelier. Era viața ei, era cel mai important lucru din lume pentru ea. Am asistat permanent la producția ei, de la momentul facerii până la momentul finisării lucrărilor pe care Aleluc le făcea. Tot mecanismul ăsta, de la idee până la realizare, îl știu. Deci n-am fost într-o expoziție și am văzut lucrările și asta e. Nu, am cunosc tot demersul. Nu am judecat niciodată prin prisma faptului că mama este un artist solid și foarte coerent în artă și foarte puternic în artă. Am luat lucrurile ca atare. Viața alături de ea era o viață de mamă, fică, familie, atelierul făcea parte din aceeași zonă omenească, de relație omenească între noi, atelierul creația în sine. Mama desena în continuu, era un modus vivendi, de altfel foarte interesant e faptul că după ce a avut un AVC năpraznic în 2004, a recuperat extraordinar de bine, miraculos, tocmai datorită faptului că a desenat foarte mult, își făcuse mușchi între ghilimele la creier. Atât de exersat era creierul și mâna pe zona asta de lucru artistic și logic, evident, încât a recuperat cum alții nu recuperează. De când mă știu, am trăit între artiști, mama, evident, și colegii ei. Și am tot felul de amintiri, în principal senzoriale. În prima copilărie erau legate de... Sunt mirosuri pe care le țin minte și pe care veșnic o să le am acolo. Mama și artă și mirosul de benzină, de acizi, de la atelierul de gravură, de plăci de metal. Recunosc și diversele metale, zinc, fier, cupru. Atavic aproape a devenit. Apoi la atelier la ea, mirosul de creioane, de aracet, de materialele cu care lucra. Da, da, avea câteva teme. Îi plăcea marea mult, îi plăceau șantierele. Erau foarte, are multe acoarele cu portul, Constanța. Cu vapoare, cu stabilopozi, cu... Nu. Da, e născută la Silistra, în Bulgaria, are niște amintiri fantastice din copilărie. Până a fost vândut, că noi așa spunem, cadrilaterul a fost vândut, Bulgaria a plătit. Și au trebuit să refugieze în România, au pierdut tot, pământ, casă, tot. Bunicii mei erau învățători, bunicul era inspector școlar. Și au venit în România. Și a luat tot de la zero. Așa că mama este refugiat. Și cum a început? Deci, practic, a venit la Universitatea de Artă? Nu? A venit la Universitatea de Artă, da, a intrat în anii aia tulburi, cu frica permanentă că copil de chiaburi. Erau ședințele alea năpraznice în universitate, peste tot, de fapt. În care colegii își turnau colegi, se făceau demascări, așa se le demascări. A fost eleva lui Cazar și vecină de atelier cu Cazar, care și el e aici, a avut atelier aici. Napoleon Zamfir, Benedict Gănescu, prietenii ei, colegii ei, era tot timpul înconjurată de graficieni, de artiști, în special graficieni, pentru că lucrau mult împreună la atelierul de gravură din Strada Speranței. A fost un loc extraordinar de, cum se cheamă, de benefic artelor românești și o oază de modernitate civilizată, frumoasă, senină, în tot marasmul ăla al comunismului anilor 80. Întotdeauna tinerii vin și contestă ce a fost înainte, deci nu fac niciun fel de analiză de valoare, de nevaloare, de... Dacă nu e atât de cunoscut acum, e pentru că așa sunt vremurile în care trăim și așa se întâmplă cu toți la rândul lor.